Amsterdam na București. La Amsterdam din Veo și expoziția cu Michelangelo Antonioni la Varsovia a deschis primul muzeu din lume al borcanelor, folosite cu peste 2000 de borcane clasice, și cu ceramică, lut și lemn, datând în perioada războiilor napoleoniene și până astăzi. Borcanele sunt un simbol al progresului tehnologic și au permis omenirii să-și păstreze produsele alimentare în vremuri de restricție, supraviețuind perioadelor de criză. Curatorul acestui muzeu spune că borcanul este un simbol al solidarității între generații și al mâncării bune și de asemenea al progresului tehnic, pentru că, datorită lui,